Primul lot al drumului strategic Iași-Suceava este gata. Lucrările au costat 60 de milioane de lei, iar proiectanții spun că au rezolvat toate problemele tehnice. Două poduri au fost reabilitate, iar un altul a fost construit în întregime. Lotul 1 al axei Iași-Suceava face legătura între drumurile județene 282 și 281D. Drumul a fost lărgit și consolidat, iar pe cei aproape 30 de kilometri au fost montați parapeți de siguranță și au fost realizate și șanțuri de scurgere a apelor fluviale. Un moment mult așteptat pentru județul nostru, practic acest prim lot din axa strategică Iași-Suceava este astăzi recepționată. Suntem în situația în care 30 de kilometri, de la Breazul până la Grobnița inclusiv, sunt drum județean modernizat și asfaltat la standardii europene. De la Iași până la limită județ Suceava se poate circula aproape pe asfalt, pe cei 91 de kilometri de drum județean care practic revin județului nostru. Dincolo de la limită județ Suceava până la Suceava sunt alte două loturi și acestea modernizate cu fonduri europene. Nu aduc doar condiții optime de trafic pentru toți locuitorii din această zonă, numai puțin de 11 comune de la Iași până la limita cu județul Suceava. În al doilea rând, aduc siguranță în trafic și, mai important, dă o perspectivă importantă dezvoltării socioeconomice. Drumul are câte o bandă pe sens cu o lățime totală de 8 metri și un acostament consolidat. Modernizarea a constat și în construirea de trotuare în localități, punți de acces pentru localnici sau crearea și modernizarea de stații pentru transportul public local. Asfaltul nu era. Avem filmări și poze de la începutul lucrării. Noi când am venit, eu când am venit pe lucrare, din Iași până la organizarea de șantier, făceam undeva la 2 ore cei 30 de kilometri. Practic nu era un drum. Au fost foarte multe lucrări de finalizat. Axa strategică va avea în total 91 de kilometri și va scurta timpii petrecuți în trafic între Iași și comunitățile din zonă.